Daniel, ați ajuns și la Mediaș cu turneul vostru. Hai spune-ne un pic despre conceptul pe care îl aveți voi în ceea ce privește muzică. Ok. Ce înseamnă de fapt? Proiectul Izvor și propune o întoarcere, dacă vrei, către rădăcini, așa cu vorbe mari, sau, dacă vrei mai direct, o reapropiere de Cantemir, care e destul de puțin cunoscut în România, o reapropiere de ce a făcut el dincolo de planul politic, cultural foarte mult, de ce a făcut el în plan muzical, e foarte puțin știut. Sau e știut de către specialiști și cam atât, că el e considerat unul dintre părinții muzicii laice și muzicii clasice otomane. Dar voi de ce? Imago Mundi, această muzică mai medievală? Noi am pornit, formația Imago Mundi există de 10 ani, chiar de 10 ani, și am pornit de la un repertoriu de muzică medievală occidentală, dar am știut de atunci că vom ajunge la muzica veche românească. Și n-ai cum să nu ajungi la Cantemir, e până la urmă cel mai important. Spuneam, din păcate, nu este atât de cunoscut faptul că el a fost un foarte bun interpret, a cules muzică, a scris o operă într-un limbaj academic care se cheamă Cartea Științei Muzicii, într-un limbaj academic european, a salvat în felul ăsta o groază de muzică și, mai mult decât atât, chiar a dat identitate muzicii otomane, pentru că ei aveau atunci cumva niște complexe și aveau senzația că muzica lor e, de fapt, muzica persană. În sfârșit, e perspectiva din care abordăm noi muzica lui Cantemir, e aia a muzicii tradiționale românești. Întâmplarea face că Saval, Iordi Saval, a scos în noiembrie, cred, 2009, un album care îl are în centru tot pe Cantemir. Albumul lui este... îl are pe Cantemir în centru, din perspectiva mai largă a muzicii sefarde și armene. Întâmplător spun, noi lucrăm de ceva ani la proiectul ăsta și, până la urmă, e o întâmplare fericită, pentru că, uite, Cantemir devine cunoscut în lume. Pe noi ne interesează să-l aducem aproape de România prin, sau și de lume, de fapt, de ce nu, și prin asta, prin faptul că el e român, există și compoziții de ale lui în Cartea Științei Muzicii și încercăm să punem în dialog muzica lui Cantemir cu muzica perioadei și a spațiului cultural-geografic. Bun, turneu, să ne spui despre turneu. Până când o să fiți plecați? Bun, ar trebui să spun în primul rând că e un proiect independent. Deci suntem de capul nostru în povestea asta. Facem asta pentru că asta facem, ca să zic așa. Și am pornit cu București, apoi Satu Mare, Bistrița, Timișoara, Mediaș, urmează iarăși București, Teatrul Odeon, apoi Sinaia, Pitești și Craiova. Lansare de disc? Sperăm noi că până la sfârșitul acestui an, lansarea albumului Izvor, care cuprinde exact ce promovăm acum. Și care se va găsi
în magazinele importante, Rețeaua Cărturești, Rețeaua Humanitas. Comunicarea cu cei care vă ascultă și care iubesc acest gen muzical, cum o faceți? Prin internet, Facebook, pagină? Da, pe tot ce înseamnă online suntem prezenți. Suntem prezenți, nu știu cât, mă rog, nu o să fac aprecieri, pentru că eu sunt ăla care se ocupă de website, de blog, de Facebook, de Twitter. O să vindeți online materialul? Cu siguranță. Curioț.